Oamenii din trecut trăiau în moduri mult mai diferite decât ale noastre. Lumea nu era mecanizată, iar acum tot ce putem vedea de la ferestrele noastre este ceva la care predecesorii noștri nici nu se gândeau. Viața nu avea ritmul său alert, iar indivizii erau mai aproape de natură. În aceste condiții, nu toți dintre ei trăiau în bogății și averi de neprețuit. Chiar și marii conducători ai lumii se zbăteau să obțină uneori obiecte care erau rare pe atunci sau noi pentru societățile lumii. Putem intui unele dintre obiectele la care, mai mult sau mai puțin, aproape toată lumea râvnea. Poate bijuterii, oglinzi scumpe sau chiar mâncare. Însă chiar și așa, oamenii plăteau bani grei pentru a le achiziționa și a fi în pas cu lumea bogată și excentrică. Iar în ziua de astăzi, unele dintre acestea se găsesc în toate colțurile orașelor și metropolelor. Astăzi vom descoperi 10 dintre lucrurile considerate de lux în istorie. 10. Cărțile. În trecut, cărțile erau rare și scumpe. În afara faptului că simbolizau educația și cunoașterea, acestea erau folosite și pentru ceea ce noi numim managementul bibliotecii. Pe măsură ce numărul cărților creștea ușor, fiecare birou avea mai multe cărți protejate de lanțuri, astfel încât nu puteai fura niciuna. Statutul cărților a dispărut oarecum prin anii 1500 și 1600, odată cu răspândirea constantă a tiparului, care a făcut cărțile să fie mult mai ieftine și mai rapide de produs. Dar statutul lor a rămas suficient de mare încât multe case au realizat biblioteci și săli de lectură prestigioase. 9. Jocurile de masă. Acum sunt doar un mod în care ne petrecem timpul liber, dar când au început să apară, jocurile de masă arătau de fapt opulența deținătorului. Acest lucru datează din Egiptul antic, cu lideri precum regina Nefertari. Deținerea unui joc de masă însemna că cineva era suficient de bogat pentru a se bucura în mod regulat de timpul liber și a plăti un meșter pentru a-i crea cu experiență un joc de acest fel. La acea vreme, jocurile de societate incredibil de ornamentate și frumoase erau folosite ca și cadouri diplomatice. Deși fiecare dintre noi avem un joc de acest fel acum, ele au servit ca un instrument important de negociere pe vremea aceea. 8. Mania lalelelor. Deși lumea asociază lalelele cu țările de jos, originea florii poate fi găsită în Orientul Mijlociu. Ele au fost cultivate abia în secolul al XVI-lea în Europa. Olandezii bogați au fost rapid atrași de culorile intense și variate ale florilor, iar lalelele au devenit un simbol de statut pentru cei care și-au permis. A fost nevoie de mulți ani pentru a cultiva anumite tipuri de lalele care au venit cu petale uimitoare, asemănătoare mozaicului. Aceste lalele au devenit extrem de valoroase în comerț. Până în 1637, prețurile bulbilor de lalele au crescut vertiginos. Lalelele au fost simbolul aristocrației olandeze pentru o perioadă semnificativă de timp. 7. Roșu și violet. Articolele roșii și violete ar putea să nu pară atât de rare acum, dar erau greu de găsit în trecut. Pentru a face articolele roșii, oamenii trebuiau să obțină vopsea de la o insectă de coșenilă. Substanța roșie obținută din zdrobirea insectelor a devenit cel mai valoros export al spaniolilor din America, după argint. Chiar și pirații și-au atacat navele, încercând să fure insectele scumpe și să le reproducă, dar nu au reușit. Vopseaua violet era și mai scumpă și era purtată de elită, inclusiv de regi și judecători. Iar în Grecia antică, dacă nu făceai parte din aceste categorii, legea îți interzicea definitiv să le porți. Vopseaua a fost făcută dintr-o glandă mucoasă situată în spatele rectului melcilor de mare. Oamenii au început să colecteze aceste glande în urmă cu peste 3500 de ani, uscându-le și zdrobindu-le pentru a realiza colorantul. 6. Ananasul. După ce a descoperit America în 1492, Cristofor Columb a adus ananas în Spania, unde oamenii au fost foarte repede cuceriți de gustul dulce și răcoritor al acestui fruct exotic. În consecință, au încercat să-l cultive și ei înșiși, însă eforturile lor au fost în zadar, deoarece ananasul nu poate crește în afara unui climat tropical. Când europenii nu au reușit să-l cultive, singura lor alegere a fost să importe fructele de peste Oceanul Atlantic.
Acesta a fost un proces foarte costisitor care a adus adesea la putrezirea fructelor. În secolul al XVII-lea, ananasul a început să fie cultivat în sere din țările de jos și Anglia, însă doar oamenii extrem de bogați își puteau permite să cumpere. A fost rodul monarhilor și al regalităților. Desigur, a început să simbolizeze opulența și luxul. Fructul putea să coste chiar și 8.000 de dolari în banii de astăzi. Ananasul era atât de prețuit ca ornament, încât avea să fie mâncat doar atunci când era pe cale să putrezească. Ananasii stăteau pe mese chiar și luni de zile. Dacă nu erai suficient de bogat pentru a avea un ananas al tău, ai fi putut închiria unul pentru o seară. Putând fi remarcat ca și cel mai scump articol de lux, ananasul era atât de rar încât regele Carol al II-lea al Angliei a ținut să fie pictat cu unul. 5. Ciocolata. Înainte ca ciocolata să fie un desert delicios, era de fapt o băutură pentru cei bogați. Din anii 1500 până în anii 1800, ciocolata era disponibilă doar ca băutură. Oamenii puteau să mănânce ciocolată doar dacă materia sa primă era amestecată cu un alt aliment. Popularitatea consumului de ciocolată în epoca victoriană a dus la producția în masă de batoane de ciocolată. Acest lucru a permis țăranilor și oamenilor de rând să se bucure de acest deliciu. Cacaoa era rară, folosită ca monedă și uneori contrafăcută. Pentru popoarele din Mesoamerica, boabele de cacao erau o formă de monedă. Arheologii au găsit chiar dovezi de boabe de cacao contrafăcute, semințe conservate care arată ca banii de ciocolată, dar se dovedesc a fi făcute din lut. Toate acestea au fost uimitoare, deoarece ciocolata din acele vremuri probabil nu avea un gust foarte bun. Un proces complicat care include uscare, prăjire și fermentare transformă boabele de cacao în ciocolată. 4. Cicatricile. Din anii 1800, cicatricile rezultate în urma unor dueluri au fost considerate o insignie de onoare. Ele erau extrem de populare printre germanii și austriecii din clasa superioară, în special printre bărbații implicați în scrimă academică. Germanii obișnuiau să se angajeze în dueluri aparent pentru a se tăia pe față în mod intenționat. Acest lucru a fost făcut de colegii din fraternități pentru a-și etala bărbăția. Pe atunci, bărbații cu cicatrici de duel erau de asemenea considerați a fi soți adevărați. Se spune că unii tineri și-au folosit aparatele de ras pe propriile fețe pentru a se tăia sau chiar au plătit medici să le realizeze aceste răni. 3. Dinții negri. Conceptul de înnegrire a dinților vă poate părea neatrăgător sau de-a dreptul scandalos. În zilele noastre, oamenii vor cheltui bani încercând să-și facă dinții cât mai albi posibil, dar asta nu a fost întotdeauna norma. Femeile bogate din Japonia, China și Asia de Sud-Est obișnuiau să prefere un aspect total diferit. Majoritatea acestor femei și-ar înnegri de fapt dinții pentru a-și arăta statutul. Japonezii considerau lucrurile care erau negre extraordinar de frumoase, în special familia imperială, precum și alți aristocrați și-au înnegrit dinții. Ritualul a fost îndeplinit și în gospodăria imperială până la sfârșitul erei Edo. Oricât de bizar sună această practică, a fost oarecum util în prevenirea cariilor dentare. Au funcționat foarte mult ca sigilarea dentară de astăzi. 2. Pustnicii ornamentali. În secolul al XVIII-lea, parte din îngrijirea unei grădini însemna să o faci cât mai luxuriantă. Dar la un moment dat, acest lucru a evoluat dincolo de accesoriile normale de grădină, astfel încât a fost inclus sihastrul ornamental. Așa cum sugerează și numele, un pustnic ornamental era un bărbat, o persoană literală, care locuia într-o colibă sau o căsuță pe terenul casei altei persoane. Pustnicul nu trebuia să vorbească cu nimeni timp de 7 ani. Până în secolul al XVIII-lea, oamenii bogați au decis că a avea un pustnic singuratic era în concordanță cu un ideal emoțional al melancoliei. Doar cei mai bogați oameni își puteau permite să angajeze o persoană care să trăiască așa, și astfel s-a născut unul dintre cele mai bizare simboluri de statut. 1. Obezitatea. Greutatea, în special dacă o familie întreagă se confrunta cu ea, a fost mult timp un simbol al statutului și al prosperității. Dacă ți-ai fi permis să fii supraponderal, ai fi avut evident suficienți bani pentru a cumpăra mâncare somptoasă și aveai capacitatea de a evita munca manuală.
Greutatea ca simbol al statutului a rămas activă practic până la începutul secolului al XX-lea, când, pentru prima dată în Occident, proviziile de hrană din belșug devin relativ abundente, chiar și pentru cei mai de jos membri ai ierarhiei sociale. Deci, dacă ai fi vrut să-ți arăți bogăția fără să pui nici măcar un cuvânt în urmă cu câteva sute de ani, a fi obez era cel mai clar mod de a face acest lucru. Bogăția era definită prin alți termeni în trecut, iar acest lucru ținea cont și de starea fiecărui om din societate. Lucrurile considerate de lux pe care le-am descoperit astăzi ne arată cât de ciudată era lumea și cât de multe s-au schimbat de atunci până în prezent. Dacă ți-a plăcut acest video, nu ezita să apeși și pe una din recomandările noastre din dreapta. De asemenea, nu uita să te abonezi la Omul din Spațiu pentru mai multe episoade.